puțini, dar muncitori și eficienți. Deși sunt doar 480 de membri în organizația județeană a Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, oamenii reușesc să-și facă bine treaba și să fie încă vizibili în județ. Cel puțin asta spune președintele Corneliu Furtună. Liderul PNţCD Botoșani a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai, s-au strâns aproape 4700 de semnături, ce au fost trimise deja la București. Organizația județeană PNţCD Botoșani a adunat pentru alegerile europarlamentare un număr de 4682 de semnături pe care le-am trimis la București. Și mai avem vreo 352 de semnături pe care nu le-am mai trimis. În acest fel dovedim că în Botoșani PNSCD-ul există, așa cum există și pe țară, și că botoșenienii încă semnează pentru ca acest partid să candideze la europarlamentare. Furtună spune că deocamdată nu s-a stabilit lista candidaților din partea PNţCD pentru aceste alegeri, dar că sunt partide care îi curtează pentru o alianță, însă deciziile finale vor fi luate la nivel central. La București, la sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc Congresul Extraordinar al PNţCD, la care au participat 232 de delegați. În cadrul acestui eveniment, delegații din întreaga țară au stabilit prin vot 5 noi priorități pentru viitor ale partidului. Aceste priorități sunt lansate în acest an, tocmai pentru ca să existe suficient timp să intre în memoria colectivă și românii să ia cunoștință de ele, până la alegerile următoare, alegerile locale, respectiv alegerile parlamentare, pentru că, până la urmă, acelea sunt de importanță pentru partid. În primul rând, susțin reprezentanții PNţCD, este nevoie de o restaurare a lumii rurale și a demnității țăranului român. O a doua prioritate se referă la redefinirea sistemului fiscal, în sensul adoptării impozitului progresiv. Creșterea natalității, dar și găsirea unei modalități de a-i face pe românii plecați la muncă în străinătate să revină acasă, sunt alte două importante obiective. Prin cel de-al cincilea punct din moțiunea adoptată de membrii PNţCD, se dorește revenirea la democrația constituțională în România și desființarea sistemului de poliție politică instaurat în ultimii ani. 21 dintre delegați nu au votat acest proiect.